Bună seara, dragi telespectatori ai postului Liber OTV. Data trecută când am fost aici să găsim pe jurnalistul dispărut de la Realitatea TV, a trebuit să întrerup brusc filmarea pentru că am călcat în căcatul cuiva. Acum nu se va mai întâmpla acest lucru pentru că mi-a luat lanterna. Uitați ce scrie aici. Accesul interzis. E bine, eu voi intra, cu toate că este periculos. Hai să avem grijă. Depinde de tot felul de prostii să avem grijă să nu călcăm ca data trecută în căcatul cuiva. Este foarte liniște. Se aude decât doar clopotul de la distanță. Să fim atenți la cel mai mic zgomot, ca să nu pățim și noi ce-a pățit acel biet jurnalist de la OTV. Mare grijă să avem la fiecare pas. Iată pe unde am intrat, nu se mai vede încă. Ne afundăm în acest labirint, dragi telespectatori. Să vedem peste ce vom da. Am trecut de zona la care am fost data trecută. Zona în care am călcat în acel căcat. Pare că am dat peste niște țevi. Cine știe ce se întâmplă prin această locație sinistră. Se aude și bunițele. Dar totuși mie încă nu-mi este frică. Este din ce în ce mai moale. Se poate vedea cum intră Adidas-ul în pământ. Este tot mai periculos aici. Uitați un borcan, fraților, pe care îl foloseau în ritualurile lor satanice, acești nemernici. Poate vom găsi rămășițe din acel jurnalist. Acel biet jurnalist. Iată un ciorap, dragi prieteni. Un ciorap al acelui jurnalist. Este din ce în ce mai periculos pe aici, dragi prieteni. Dar să sperăm că nu vom păți nimic. Iată și urmele unui incendiu. Probabil că după ce l-au ucis, i-au dat și foc acești nemernici. Parcă se mișcă ceva aici, să ne apropiem ceva.